Consiliul de administrație al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Giurgiu a luat recent două hotărâri de mare importanță pentru membrii CRE-ului giurgiuvean. Acestea au fost anunțate astăzi prin intermediul unei conferințe de presă susținute la sediul din strada Mihail Sadovean. O primă măsură constă în posibilitatea acordării solicitanților a unui împrumut de 3.000 de lei o dată pe an cu o dobândă de numai 3%. Măsura adoptată reprezintă o noutate pentru Giurgiu, a subliniat președintele CRE Giurgiu, Emil Căinaru. Prima dată când se întâmplă în Giurgiu, am acordat un împrumut celor care au pensii mici, un împrumut de 3.000 de lei o dată pe an, cu dobânda 3%. Este ajutorul cel mai mare pentru acești oameni care sunt în proporție de 30%, deci 5.000 de oameni de la noi, din CRE, membrii cotizanți. Un alt avantaj creat membrilor CRE pensionari constă în faptul că dacă până la 1 martie se puteau împrumuta sume de maximum 7.000 de lei, fiind necesar și 3 giranți, după data de 1 martie, grila împrumuturilor a fost extinsă până la 10.000 de lei, iar pentru un astfel de împrumut nu mai sunt necesar decât 2 giranți. Posibilitatea de ajutorare a unora dintre actualii angajați giurgiuveni, aflați aproape de vârsta pensionării, a fost și analizată în Consiliul de Administrație. S-a hotărât sporirea numărului membrilor CRE cu o parte a acestei categorii de persoane, care va trebui să cunoască și să respecte prevederile statutare și, implicit, de restituire a sumelor împrumutate.